Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM. Vă salut, mă bucur să ne reauzim, suntem live și pe pagina de Facebook Europa FM, așadar ne puteți vedea în direct în studioul Europa FM. Salutări tuturor! Mihai Voinea și Cristian Delcea sunt reporteri Recorder, sunt autorii investigației jurnalistice despre banii dați redacțiilor de către partidele politice, alături de Victor Ilie, însă în studioul Europa FM sunt acum Mihai Voinea și Cristian Delcea. Salutare, mulțumesc tare mult pentru că sunteți aici! Bună ziua, bine v-am găsit! Vorbim în această seară despre investigația voastră și lansăm și câteva întrebări pentru ascultătorii Europa FM. Vrem să aflăm opiniile voastre. Prima întrebare. Cu ce informații ați rămas voi din investigația Recorder și ce anume credeți că va schimba investigația jurnaliștilor? De unde aveți voi încredere să vă informați în prezent? Și da, ce cumpără partidele cu banii dați pentru promovare, pentru propagandă, pentru ce plătesc oameni buni? Voi ce credeți? Ce cumpără? Suntem live și pe pagina de Facebook Europa FM și vă așteptăm comentariile aici. Vrem să aflăm opinia voastră. Mihai Voinea, așadar, și Cristian Delcea, reporteri Recorder în studioul Europa FM. În primul rând, au trecut aceste câteva zile de când a apărut investigația voastră. Am văzut acum câteva ore postați un mesaj pe pagina de Facebook Recorder. Era așa un reminder la adresa lui Marcel Ciolacu, pentru că v-a făcut niște promisiuni în interviul pe care vi l-a acordat. Și spuneți voi în mesaj că politicienii au acest obicei, după o investigație jurnalistică, să stea ascunși și câteva zile, câteva săptămâni, că mai trece așa presiunea media, mai uită oamenii și doar om scăpa. Vreo veste de la Marcel Ciolacu până acum? În primul rând vă mulțumim pentru invitație, pentru că n-am primit multe invitații după investigația asta. Mulți dintre colegii noștri n-au fost interesați de subiect și e bine că suntem aici la masa asta și că putem să ținem, să ținem în continuare subiectul cald și să punem presiune pe politicieni să vorbească despre asta. Asta am încercat să facem și noi astăzi. Am revenit cu un material scurt, video, în care Marcel Ciolacu, în interviul pe care l-am realizat pentru investigația prețul tăcerii, a făcut două promisiuni. Una că va propune un prag, astfel încât să fie controlabilă suma care merge spre presă și propagandă din banii pe care fiecare partidele îi primesc ca subvenție, să fie un sistem ca în campaniile electorale, acolo unde 40% din suma alocată poate merge către presă și propagandă. În momentul de față, partidele primesc bani lună de lună de la stat, dar nu au un prag care să limiteze folosirea acestor bani înspre presă și propagandă și rezultatul este că pot folosi oricât din această sumă, chiar și întreaga sumă. Iar a doua promisiune a fost că se va consulta cu avocații și că va desecretiza aceste contracte pe care Partidul Social Democrat le-a încheiat cu trusturile de presă. Astea au fost promisiunile, au trecut de atunci 165 de zile, nu s-a mai auzit nimic de aceste promisiuni și așteptăm și noi în continuare și o să încercăm să presăm în continuare să ținem subiectul ăsta pe ordinea de zi, să zic așa, și poate vom primi și niște răspunsuri și poate vom afla până la urmă marele secret al PSD-ului. Vă și spunea Marcel Ciolacu, eu sunt politicianul care își ține promisiunea. Care se ține întotdeauna de cuvânt, da. Și e interesant de spus că în urma acestei postări pe care noi am făcut-o pe Facebook, sunt mii de oameni care au intrat pe contul de Facebook al lui Marcel Ciolacu și au pus la comentarii acest mic montaj pe care noi l-am făcut cu promisiunile lui, spunându-i că ați făcut o promisiune și așteptăm să vă respectați. Deci, dacă domnul Marcel Ciolacu își verifică din când în când contul de Facebook, o să constate astăzi, în această seară, o să constate că sunt mii de oameni pe contul lui de Facebook care așteaptă de la el să-și țină promisiunile pe care le-a făcut. Așteaptă de la el să afle un lucru absolut normal. Cum au fost cheltuiți niște bani publici, niște bani luați de la bugetul de stat. Și, așa cum spuneai și tu mai devreme, politicienii sunt obișnuiți ca în astfel de situații de presiune publică să stea puțin la cutie și să lase momentul să treacă. Și exact asta încercăm noi să evităm acum.
să ținem subiectul cald și să-i facem pe politicieni să înțeleagă că nu se pot ascunde la nesfârșit. Asta e o problemă foarte serioasă, e vorba de foarte mulți bani publici și nu vor putea la nesfârșit să ascundă aceste contracte. Consiliul Europei cere României să desecretizeze contractele partidelor cu presa, să asigure legislația care să oblige la dezvăluirea contractelor secrete dintre partide și mass media. Mă întreb dacă asta nu cântărește ce ar putea cântări mai mult. Promisiunea, cum spunea Mihai în trecut, promisiunea pe care a făcut-o Reporterilor Recorder în 7 aprilie 2022, când a dat acel interviu, ar trebui să cântărească și asta, că, domnule... Da, cred că cel mai tare ar trebui să cântărească așteptările oamenilor. Nu, până la urmă, domnul Ciolacu e un politician. Ar trebui să se uite la electorat. Orice politician se uite la oameni, nu? La ce așteaptă oamenii de la el. Și în cazul ăsta sunt... Îndrăznesc să spun că sunt sute de mii de oameni. Materialul Recorder a fost vizionat până acum de peste 600 de mii de oameni. Sunt sute de mii de oameni care așteaptă de la el să, și nu numai de la el, și de la liderii celorlalte partide, e foarte important să spunem, să transparentizeze aceste cheltuieli. Și da, presiunea e tot mai puternică și vine din toate părțile. Vine și de la Consiliul Europei, vine și de la jurnaliști, vine și de la societatea civilă. Deci eu sper că politicienii sunt conștienți de faptul că nu vor putea să ascundă la nesfârșit cheltuirea acestor sume. Și ar mai trebui să-l oblige pe domnul Ciolacu să desecretizeze aceste contracte și legea 544, pentru că sunt cel puțin două redacții, Recorder și Radio Europa Liberă, care au făcut astfel de solicitări până acum și pe care domnul Partidul Social Democrat, nu neapărat Marcel Ciolacu, le-a ignorat cu desăvârșire. Exact asta am cerut, să știm către cine au mers acei bani și ce s-a prestat pentru acei bani. Daniela Motoi ne scrie în felul următor pe pagina de Facebook Europa FM: eu am plecat din România la timp, cu semnul exclamării, dar mi-e dor de țară, însă cred că muream acolo. La ce vă așteptați voi? Să vină Marcel Ciolacu și în direct într-o conferință de presă să ne dea toate aceste date? Sau să primiți voi un mesaj sau un e-mail de la Partidul Social Democrat cu informațiile solicitate? Ne așteptăm la transparență. Ne așteptăm ca informațiile astea să fie publice by default, ca să zic așa, să nu fie nevoie să... Pentru că e vorba de banii acestor oameni, e vorba de banii noștri ai tuturor și, practic, PSD ne spune și o bună parte din timp și PNL ne-a spus lucrul ăsta, că sunt banii noștri, dar noi nu avem voie să știm ce se întâmplă cu ei mai departe. Ne așteptăm la un gest de normalitate și la o reglare a acestor mecanisme de transparență. Adică ar fi normal ca aceste contracte, fiind vorba de bani publici, să fie pe site-ul Partidului Social Democrat și al Partidului Național Liberal, nu să le ceară jurnaliștii și să amenințe că dau în judecată partidul pentru a le obține. Așa cum se întâmplă în momentul de față. Încercăm să înțelegem de ce nu știm în momentul acesta câți bani se duc către ce publicație, către ce redacție. Este invocat ceea ce se numește secret comercial. Uh-huh. Pentru că Partidul Social Democrat practic nu virează niciodată sume de bani către o televiziune direct, ci folosește un intermediar, în speță o agenție de media buying, care mai departe transferă banii în conturile unor trusturi de presă. În felul ăsta, existând un intermediar, practic un președinte de partid ne poate spune: eu nu pot să vă spun ce fac două SRL-uri între ele, e secretul lor comercial. Cumva au complicat lucrurile pentru a fi dificil să obținem informațiile. Trebuie spus că ăsta este un sistem pe care l-au gândit, nu este o întâmplare. Da? E un sistem în care partidele au găsit calea potrivită pentru a direcționa foarte mulți bani către presă și pentru a ascunde destinația acestor sume. Deci este evident că este un sistem pe care l-au creat în așa fel încât să fie avantajați și să fie ținut departe de ochii publicului, și un sistem pe care noi am reușit să-l devoalăm și au mai fost și alți jurnaliști, în special Cristian Andrei de la Europa Liberă, care la fel a scris o serie de materiale pe acest subiect. Asta trebuie să înțeleagă politicienii, că până la urmă toate lucrurile astea ies la iveală și de fapt asta ne arată și de ce
își doresc să cumpere presa, de ce îi deranjează atât de mult presa liberă. Pentru că presa liberă e insistentă, pentru că pune întrebări, pentru că scoate la lumină lucruri pe care ei și le-ar dori ascunse. Și chiar îmi amintesc un moment din cadrul interviului cu domnul Ciolacu, când l-am întrebat dacă măcar numele intermediarilor e public, adică unde dă banii la prima mână. Și el a spus, da, sunt publice numele firmelor. Și l-am întrebat, unde? Și a zis, nu știu exact, cred că pe site-ul AEP, nu-mi cereți detalii. Și a stat, și noi am insistat, păi, ba da, vă cerem detalii, de ce să nu vă cerem detalii? Tocmai asta vrem să aflăm. Și era foarte contrariat așa, că el s-a obișnuit cu jurnaliștii care nu-i cer detalii, da? S-a obișnuit cu jurnaliștii care doar îl ascultă și nu îi mai întorc nicio întrebare, doar îi pun o întrebare și ascultă răspunsul, atât. Și dacă domnul Ciolacu zice, da, sunt undeva, ziaristul tace, da? Mai există și ziariști care nu tac și spun, spuneți-ne unde se află acele numele acelor firme. Și pentru că până la urmă n-a putut spune unde se află, a fost forțat să ni le spună, da? Adică nu a putut la nesfârșit să ne ducă cu vorba. Deci despre asta e vorba. Până la urmă, de asta politicienii își doresc să cumpere presa și de asta își doresc o presă obedientă, pentru a nu mai fi deranjați cu întrebări din astea incomode. Pentru ce plătesc? Ce cumpără? De fapt, promovare, vrem să testăm generalități, dar nimic concret. Ce cumpără? Da, pentru ce dau de banii ăștia? Toată lumea bănuiește că de fapt se cumpără tăcere? Tăcerea, da. Se cumpără tăcerea marilor trusturi de presă, se cumpără emisiuni în care moderatorii sunt foarte cuminți și foarte prietenoși cu oamenii politici. Toată lumea bănuiește că asta se cumpără de fapt, însă pe hârtie, foarte important de spus, nu se pot trece aceste lucruri. Pe hârtie se cumpără altceva. Pentru că legea audiovizualului, în cazul televiziunilor, vorbim aici, legea audiovizualului le interzice partidelor să plătească bani către televiziuni în afara campaniilor electorale. Și atunci ei au găsit niște metode prin care plătesc unor alte firme din holdingurile televiziunilor, de exemplu plătesc către site-ul deținut de televiziune, asta e o metodă, și acolo poate să scrie serviciu online. Și nu e foarte clar ce fel de serviciu online oferă site-ul. Deci în acte sunt niște lucruri foarte neclare, nu știm foarte clar ce prestează trusturile de presă în schimbul acestor sume foarte mari de bani, dar vedem o schimbare semnificativă în politica editorială a acestor trusturi, în sensul că sunt ocolite subiecte importante, politicienii nu sunt chestionați, nu li se pun întrebări incomode și atunci se poate face o legătură foarte, foarte firească între aceste lucruri. Și bani care au crescut de la un alt la altul. Sume care au crescut. Practic de la bani am pornit și noi, pentru că e vorba de peste 200 de milioane de euro în ultimii 4 ani. Ăștia sunt banii totali pe care partidele îi primesc de la bugetul de stat pentru toate nevoile lor și o bună parte din ei se duce către presă și propagandă. Noi avem date că e vorba de mai bine de jumătate din suma asta. Practic importanța materialului e dată de sumele astea foarte, foarte mari. Chiar într-o emisiune de la Europa FM auzeam zilele trecute oameni încercând să facă niște calcule. Câte eoliene am putea câte eoliene ar fi putut să cumpere România sau lucruri reale și utile pe care s-ar fi putut face cu banii ăștia și, într-adevăr, sunt niște sume foarte importante de bani care sunt pur și simplu risipite pentru manipularea, aș îndrăzni să spun, populației. Practic, populația plătește banii proprii suma proprii manipulări. Dar și e foarte interesant și procentul din subvenții care merge către presă, pentru că noi, practic, de fapt, ce reprezintă aceste subvenții? Noi, cetățenii, suntem de acord ca de la bugetul public să le acordăm partidelor niște bani pentru a putea funcționa, da? Dacă suntem într-o democrație, avem nevoie de partide politice, aceste partide politice au nevoie de niște sedii, au nevoie de niște, nu știu, au nevoie de imprimante, de hârtie la imprimantă, habar n-am, de niște angajați în acele sedii și așa mai departe. Și noi, cetățenii, suntem de acord că le acordăm acestor partide niște bani de la bugetul de stat. Și odată discuția este că aceste subvenții au ajuns la un nivel foarte ridicat, da? Cum spunea și Cristi mai devreme, 200 de milioane de euro în câțiva ani. Și apoi o altă discuție este că un procent uriaș
cred că în ultimul an peste 70% a mers către presă. Deci ce ne spune nouă asta? Că în acest moment cea mai mare nevoie a partidelor este să dea bani la presă. Că ele nu pot funcționa fără să dea bani la presă. Adică mie ca cetățean, sincer, nu-mi convine să dau bani pentru ca 70% din acești bani să fie dați către presă. Adică dacă partidele nu au alte nevoi, atunci nu vreau să le mai dau banii aia, eu ca cetățean. Adică trebuie să fie niște nevoi reale. Din punctul meu de vedere, aceasta nu este o nevoie reală pentru un partid să plătească bani către presă. Dar, deci un partid pentru un partid politic nu cred că este o nevoie atât de presantă, să plătești bani către presă. În schimb, realitatea ne arată că ei o consideră principala nevoie. Mai ales în afara campaniilor electorale, e important că sunt două perioade. În afara campaniilor electorale n-ar avea, practic, nevoie să plătească spațiu într-o emisiune. În campaniile electorale e oarecum de înțeles că partidele, practic, își vând mesajul și au nevoie să cumpere spațiu și practic e ceva semnat, e marcat ca atare, dar în afara campaniilor electorale, astea sunt niște emisiuni total nemarcate, adică nu ai nicăieri avertizarea atenției, acesta este un mesaj publicitar al Partidului Social-Democrat sau al USR sau al... Nu există marcajele astea și e cu atât mai grav. Piața Victoriei la Europa FM. Mihai Voinea și Cristian Delcea sunt reporteri, recorder și sunt în această seară în studioul Europa FM. Vorbim despre investigația recorder, despre banii dați redacțiilor de către partidele politice și vă lansăm câteva întrebări și vouă. Ne interesează opinia voastră, vă așteptăm comentariile pe pagina de Facebook Europa FM. Suntem live și pe Facebook, deci ne puteți vedea în studio. Cu ce date rămâneți voi din investigația recorder și ce anume va schimba investigația recorder? Ce așteptări aveți din partea politicienilor, de unde aveți încredere să vă informați în prezent și ce credeți voi, ce anume cumpără partidele cu banii dați pentru promovare și propagandă, bani dați diverselor publicații și redacții. Mihai Voinea, Cristian Delcea, ați primit amenințări înainte de apariția anchetei, după apariția investigației? Am primit înainte, n-au fost niște amenințări, așa, au fost niște avertismente din zona presei mainstream, să-i spunem, da, care apare în investigația noastră și despre care noi am dezvăluit că încasează bani de la partide, am primit niște mesaje prin care ni se transmitea că fiți atenți că dacă veți publica, o să căutăm și noi informații despre voi și noi avem o audiență foarte mare și nu o să vă fie bine și mai bine nu publicați. Și evident că lucrul ăsta ne-a ambiționat și mai tare și am publicat, adică nici nu se punea problema, dar am constatat că oamenii ăștia s-au ținut de cuvânt. La câteva ore după publicarea investigației noastre, au apărut pe mai multe site-uri mari de presă din România, da, site-uri cunoscute, a apărut de fapt un singur articol cu conținut identic, preluat de toate aceste publicații, în care se încerca acreditarea ideii că în spatele recorder se află niște persoane care stau în umbră și era așa o întreagă conspirație. Se făceau niște speculații complet nesusținute de fapte și spre bucuria noastră am constatat că publicul nu a achesat la aceste materiale denigratoare și am primit foarte, foarte multe mesaje de încurajare. Oamenii ne-au spus că dacă au reacționat atât de dur, înseamnă că i-ați deranjat foarte tare, deci înseamnă că ați făcut ce trebuie. Metodele de șantaj ale presiei anilor 90 se pare că nu mai funcționează, dovadă că publicul nu se mai lasă influențat de astfel de... Culmea e că nici măcar nu se menționa în acel articol primordial care a apărut, trebuie să spunem, pe site-ul Newsweek, nu se menționa faptul că noi pornim de la... Iată, Recorder a scris despre publicația noastră că încasează bani și vrem să arătăm că, de fapt, ei sunt răul presei românești. Nu, era pur și simplu, era ca și cum ei s-au trezit, făceau materiale de presă și s-au trezit, uite, Recorder. Venea din senin, da. Da, venea de nicăieri acest material. În timp ce, de exemplu, acest site-ul respectiv care a publicat primul articol era menționat în materialul nostru ca primind 3.000 de euro lunar de la PSD. Da? Și în fața publicului său, acest site, Newsweek,
nu s-a simțit obligat să dea nicio explicație cu privire la acuzația făcută în materialul nostru. Dom'le, acest site încasează 3.000 de euro lunar de la PSD. Nu s-a simțit obligat să dea o explicație în fața publicului, deci n-a spus nimic despre ce apare, însă a venit cu un articol în care atacă publicația care a dat această informație. Dar deci ei n-au dezmințit informația, ceea ce înseamnă că informația este reală, dar au atacat site-ul care a livrat informația. Mai de menționat că noi am încercat să contactăm toate publicațiile despre care am scris și am făcut asta și cu Newsweek și cu toate celelalte. În schimb, nimeni nu ne-a contactat, nu ne-a sunat pe noi să ne ceară o opinie cu privire la articolele astea în serie care au apărut despre Recorder. Ne-am trezit cu niște materiale, niște lucruri spuse despre fondatorii, despre noi suntem doi dintre cei patru fondatori Recorder. Aflăm despre noi că provenim fie din serviciul de informații externe, fie din securitatea lui Ceaușescu, s-a ajuns chiar până la siguranță. Da? Adică da. S-a dus... Toate se duc spre această zonă ocultă și greu de demonstrat a serviciilor secrete, respectiv spionaj, nu orice serviciu secret. Cum ați primit analiza colegilor de la Libertatea, potrivit căreia niciun post TV nu a prezentat publicului în principalul jurnal de știri tema banilor cheltuiți de partide? Ne așteptam oarecum la asta, pentru că... Deci un post TV, nu doar de știri. Da, am primit o cu oarecare dezamăgire în ceea ce privește unele posturi. De exemplu, mă refer la posturile generaliste, să zicem Pro TV sau Televiziunea Națională, nu? Care Televiziunea Națională ar trebui să livreze publicului cele mai importante subiecte dintr-o anumită perioadă. Și eu cred că nimeni nu poate nega că investigația publicată de Recorder, nu știu dacă a fost cel mai important subiect, dar a fost printre cele mai importante subiecte din ultima săptămână. Și Televiziunea Națională nu a considerat că publicul său trebuie informat cu privire la informațiile din investigația noastră. Deci a fost și dezamăgiri în unele privințe, dar în același timp ne așteptam ca televiziunile de știri pe care noi le-am menționat în investigația noastră să nu spună nimic, pentru că ni se pare că asta e mai avantajos pentru ei. Dacă ar fi avut ceva de spus, ar fi reacționat, ar fi spus, nu, e o minciună, n-am luat bani de la partid, au preferat să tacă, deci să confirme informațiile noastre. Și, interesant, cumva, asta, mesajul pe care ei îl dau către publicul lor este că publicul nostru nu e deranjat de faptul că noi luăm bani de la partid, așa consideră. Și l-au întrebat, spune. L-or fi întrebat și nu știm noi. Da, după părerea mea este o desconsiderare gravă a publicului, chiar dacă vorbim în cazul televiziunilor de știri de un public preponderent de vârsta a treia, sau după părerea mea este o desconsiderare gravă a publicului. Da, și chiar unul dintre oamenii care lucrează la una dintre aceste televiziuni de știri ne-a spus, apare în investigația Recorder, spunând, poate că publicul dumneavoastră dorește să fie informat. Dar publicul meu, nu știu dacă vrea să fie informat, el vrea să mă vadă pe mine, în primul rând. Nu știu dacă vrea să fie informat cu privire la chestiunile astea pe care le investigați voi. Deci această aroganță, această desconsiderare a publicului ne arată că acești oameni, de fapt, nu mai sunt jurnaliști. Ei servesc alte interese. Da, adică sunt mai apropiați de zona politică, atât financiar, cât și din punct de vedere al raportării, al politicii editoriale. Îi vedem pe la anunțile politicienilor, îi vedem pe la tot felul de întâlniri pe la restaurante. Deci acești jurnaliști sunt mai degrabă niște politicieni care camuflați în jurnaliști. Scriați voi și spuneați în investigația voastră că această parte a presei alege să sărăcească publicul de informații uriașe, extrem de importante și utile. Plagiatul premierului, de exemplu. Acuzațiile de compromat ale jurnalistei Emilia Șercan sau legile siguranței naționale sau legea educației sunt subiecte care n-ajung nici cum la oameni. Da, asta e. Păi, practic, titlul materialului investigației noastre, Prețul tăcerii, la lucrurile astea se referă, la toate informațiile importante pe care aceste televiziuni foarte importante, pentru că, așa cum spuneam la finalul investigației, mai mult de 50% din populație încă se informează de la televizor. Toți oamenii ăștia sunt văduviți de o serie de informații foarte, foarte importante și cumva asta e o... cumva lucrul ăsta periclitează democrația în care trăim, adică...
vedem ce se întâmplă în țări autocratice din jurul nostru și ne dăm seama că cât de importantă e presa, o presă substanțială și puternică pentru a, pentru a împiedica parcursul ăsta spre, spre autocrație. Apropo de asta, care e riscul? Continuăm pe aceeași linie? Sau s-a rupt ceva odată cu datele aduse de voi în această anchetă? Și o să mai facem niște pași înapoi din drumul ăla, de pe drumul ăla periculos pe care o apucasem. E greu de spus ce urmează. Eu cred că, din punctul meu de vedere, politicienii își doresc să nu se schimbe nimic, ci să meargă pe aceeași linie. Că tot ai menționat mai devreme acele drafturi ale legilor siguranței naționale. Ne arată cum ei își doresc să modeleze și alte zone din statul român și să funcționeze tot într-un stil din ăsta ermetic, în care nu trebuie să dea socoteală în fața cetățenilor. Da? Așa cum au creat acest sistem în care presa este controlată și ruptă de public, da? Nu mai servește publicul, după părerea mea, actuala putere politică își dorește să multiplice acest mod de funcționare și, după părerea mea, și face pași pentru a multiplica acest mod de funcționare și în alte zone. Și una dintre zonele în care cred că încearcă lucrul ăsta este zona serviciilor secrete. Am putut vedea asta în acele drafturi ale legilor siguranței naționale, unde se sporeau puterile serviciilor secrete, unde controlul asupra serviciilor secrete, care și așa e foarte slab, era limitat și mai mult. Deci, după părerea mea, apropo de întrebarea unde ne îndreptăm, eu cred că dacă vom lăsa capul jos și nu vom mai avea puterea să protestăm într-un fel sau altul, noi ca jurnaliști scriind, fiecare făcând ceea ce consideră, după părerea mea, suntem pe traiectoria unui, nu știu dacă unui regim autocratic, poate sună prea dur, dar suntem pe o traiectorie în care actuala putere politică își dorește să fie cât mai puțin trasă la răspundere de către presă, de către cetățeni, își dorește să fie cât mai mult lăsată în pace și să dea cât mai puțină socoteală, dacă s-ar putea. Avem un premier care comunică foarte rar, dă foarte puține interviuri, un președinte care la fel n-a mai acordat un interviu de ani de zile, avem un premier care la acțiunile cu presa e filmat în mare parte doar de cameramanul oficial. Deci cam asta este realitatea în care funcționăm în momentul ăsta, iar această zonă a presei pe care noi am devoalat-o, cred că este doar o parte din felul în care funcționează în momentul ăsta lucrurile în România. Cred că atitudinea clasei politice e rezumată foarte bine într-o frază pe care președintele Iohannis a folosit-o atunci când singura sa referire la legile siguranței naționale. A spus, știm cine a făcut asta, știm cine... Cam asta e atitudinea clasei politice vis-a-vis de presă, de avertizori, de integritate, de tot ce le poate periclita stratul ăsta închis ermetic în care încearcă să se plaseze. Sunt și jurnaliști care spun, dom'le, banii ăștia publici au salvat presa în ultimii ani de zile. Problema e că sunt dați banii aceștia sau că nu e transparent modul în care sunt alocați și cui și cât? Eu nu înțeleg de unde această idee că au salvat presa. Eu n-am văzut în ultimii ani, n-am văzut niște cifre, că asta ar trebui să ne uităm, care să ne spună că presa din România a fost în dificultate. Dacă ne uităm pe bilanțurile contabile ale marilor trusturi, vom vedea că în ultimii ani toate au făcut profit. Deci unde a fost situația grea în care s-a aflat presa din România? Inclusiv ordonanța guvernului Orban, în care s-a pus să ajutăm presa să nu moară. S-au acordat sume foarte mari, cei mai mulți bani au mers către marile trusturi de presă și aceste trusturi la finalul anului 2021 au raportat profit. Deci au făcut profit din afaceri cu statul. Dacă ar fi fost într-o situație grea, nu știu, măcar ieșeau pe zero sau ieșeau puțin în minus. Băi, am încheiat un an greu și noroc că ne-a ajutat statul ca să supraviețuim. Dar nu, noi constatăm că statul a ajutat presa și statul a ajutat niște entități de presă private să facă profit, nu să supraviețuiască. Eu asta am văzut. Ce mai e de spus că o presă care trăiește din banii partidelor, e clar că nu e o presă sănătoasă și e ceea ce ar trebui să-i pună pe gânduri pe oamenii care lucrează în acele trusturi de presă, faptul că nu reușește să-și genereze venituri astfel încât să-și întrețină propria
propriu business de presă, înseamnă că e ceva neregulă și poate că această presă care a fost salvată, așa cum spune respectivul jurnalist, de banii ăștia, poate că nu e un serviciu pentru societate, existența ei. Suntem oameni și fiecare dintre noi urmărește publicațiile pe care le dorește, știrile aduse de anumite redacții, televiziuni, posturi de radio, site-uri, platforme online. Dacă vă întreabă părinții, bunicii, dom'le, cum fac alegerea asta? Adică, ce caut? Unde mă uit? De unde știu eu că subiectele tari, subiectele care mă interesează, grele, pe care încerc să le ascundă, nu sunt aici? Voi ce le spuneți? Nu știu, cred că răspunsul e că ar trebui să, de fiecare dată când urmăresc lucruri în, la televizor sau pe site-ul sau oriunde, ar trebui să judece cu propriul cap. Să încerce să fac exercițiul ăsta în permanență, să judece fiecare informație, să nu se lase influențați de o scriitură mai specială sau de, nu știu, de un studio extraordinar în care se face o emisiune. De emoție. Și să nu aștepte de la... că atunci când se uită la televizor, să le fie confirmate informațiile sau să li se spună lucruri care îi fac să se simtă bine. Dar nu ăsta e rolul presei. Pentru că asta fac, da? Nu știu, vedem televiziuni care au un special mesaj pentru pensionari. Le vând în fiecare sală iluzia că se întâmplă ceva cu pensiile, că s-ar putea să fie mărite, dar vedem burtiere galbene, ce se mai întâmplă cu pensiile. Asta înseamnă că îi vinzi o iluzie unui om care deschide televizorul, da? Asta i-aș putea spune, asta le-aș putea spune acestor oameni. Să nu mai deschidă niciodată televizorul în căutare de iluzii. Televizorul trebuie să te informeze, poate să-ți vândă, poate să-ți livreze informații incomode, poate să te îngrijoreze. Dacă doar îți va vinde iluzia că va fi bine și că s-ar putea să se întâmple ceva, dacă vei căuta asta, nu vei fi un om informat. Vei fi doar un om manipulat. Deci trebuie să nu mai cauți acele entități de presă care îți confirmă opiniile și care îți spun ceea ce îți place să crezi. Pentru că asta nu e presă, e altceva. Mai avem 2 minute la dispoziție. Ce aveți de gând? Care e planul vostru? Care ar trebui să fie planul presei? Numărăm zilele de la promisiunea făcută de către Marcel Ciolacu? Facem și asta, da. Încercăm să facem mai mult decât atât și noi vom continua să... Adică nu e o amenințare, noi articolele despre care pomenea Mihai mai devreme, care cumva denigratoare la adresa Recorder, se încheiau toate cu va urma. Era o amenințare că vă așteptați-vă că o să mai... Pentru noi e o datorie să informăm publicul despre acest fenomen și o vom face în continuare. Deci va urma. Da, și apropo de întrebarea ta și ce ar trebui să facă presa, cred că fiecare, noi încercăm să facem investigații, cei care fac știri ar trebui să livreze știri despre acest subiect, să nu mai ocolească subiectul la știri, cei care merg pe teren ar trebui să și le pun politicienilor microfonul în față, ar trebui să întrebe cât mai mult despre acest subiect. Deci dacă fiecare zona presei și-ar face datoria, cred că politicienii n-ar mai avea curajul să îngroape această poveste. Deci noi încercăm să ne facem datoria în pătrățica noastră, cu ceea ce știm să facem cel mai bine, și îi îndemnăm și pe colegii noștri din alte zone ale presei să-și facă și ei datoria, pe cetățeni să fie cât mai atenți, să-și aleagă cu cât mai mare atenție sursele de unde se informează și să fie și ei conștienți că este și datoria lor să pună presiune pe politicieni. Avem multe mesaje care ne încurajează, ați făcut un lucru extraordinar. Oamenii trebuie să înțeleagă că presa poate face lucrurile până la un punct. De la un punct e importantă și presiunea cetățenilor. Și nu poate trece argumentul, dom'le, îmi pierd pâinea de la gură dacă nu îl ascult pe șeful, nu? În meseria asta. Da. Și în toate. În toate meseriile, da. Din punctul nostru de vedere, da, nu poate trece. Mulțumesc tare mult și vă mai aștept în studioul Europa FM. Mulțumim. Multă baftă, mulțumim tare mult Mihai Voinea și Cristian Delcea, reporteri Recorder în studioul Europa FM. Nu plecați, urmează știrile la Europa FM. Ne revedem săptămâna viitoare. Numai bine! Piața Victoriei la Europa FM.